Ziua, prieten, bine ați venit la un nou vlog. Prieten, iarăși moșul s-a îmbolnăvit, iarăși îl doare inima, îl doare capul, nu prea se simte bine. Am făcut programare la Craiova, să mergem la 5. Trebuie să mergem iarăși la Craiova la ora 5. La 5 să fim acolo, așteptăm să vină tatăl tău, unde ai plecat, pun piciorul în mașină și mă duc până acolo, să vedem care-i treaba. El doare capul și mai se va uita și la inimă. Îl doare inima. Te-ai împăcat cu Nora? M-am împăcat, nu ne-am împăcat, fată. Te-ai împăcat bunică cu ea? A, firea armăta să fie. Dar trebuia să-i dau o mătură. Păi dacă îi dădeau mătură de acolo. E, tu păi te dă de afară din casă. Păi tu ce-mi făceai dacă îi dădeam o mătură? Păi nu știu, că eu eram cameraman. A? Eu eram cameraman. A, nu puteai să lași telefonul ca să mă iei să nu dau în ea în bunică ta. Păi Ioane, stai să-ți povestesc acum. Yes. Dacă fusi o țără supărată de moșul, el să pun masa, să o rodic și el e mai la o parte așa. Să-i luați masa odată, că vine cineva. A, uite, veni tata. În vilu, tata, nu mai, dar de ale căte. A, veni tata, veni. Veni, că nu mai auzi de radă, că auzi că... Îi făcură în programarea pentru ora 5 și veni acasă mai devreme, că auzi de el. Da, și uite că acum sunt fricoșitate, o să nu-l băgați frica în el, că ăsta vine și mai devreme. Da, lasă până mănâncă și el, până una alta, noi mai facem treburile. Pă, moșule, cum, ce făcuți, ce simți, cum, ce-ți vine? Nu-mi bine, nu-mi bine. Nu ți-e bine deloc, a? Nu-mi bine. Mamă, prieten, nu e bine deloc, nimic. Văd, e lui. Ai venit cu bunicuța aici. Da. Uite, s-a pregătit. Ne-am pregătit să plecăm la Craiova, prieteni. S-a berberit așa de frumos. S-a făcut frumos. Să-l duc acolo la doctor. Să vedem ce zice domnul doctor. Dacă zice să-l internăm, îl internim, externăm. Ce să-i mai fac? Să-l aduc acasă, să mă uit pe el. Internă, stă 2-3 zile, 3-4 zile, face tratamentul și gata. Care-i treaba? Să vedem ce zice domnul doctor acolo, da. La Craiova, prieteni. Nu cred că eu... Eu nu cred că pot să merg cu ei, pentru că nu știu dacă am loc și eu în mașină. De-aia a fost supărată și mai multe de moșuri, de mai mă supărai cu fetele așa, ieri pe aici, de... Îmi veni să draci să le bat. Îmi veni să draci, da ce să fac. Lasă. Mă iartă toată lumea, mă iartă și ele. Hai, cere scuze acum de la Geni. Îmi cer scuze, Genisă, scuze, babiță, scuze, scumpa mea. Când mama a venit, dragi, iar mai mă iau după ea. Dar acum cer scuze la ea, dar nu știu ce face. Trebuie să o fac cum am fost eu. Eu am fost o fată vreanică la socrii mei, am fost o fată bună. Eu n-am înaintat în fața lor, eu n-am comentat în fața lor. Eva a fost mai bună, Ileana a fost mai rea cu ei și Zvidianca, cumnată mea. Da. Uite că mă aude de la poartă, că veni la poartă, că auzi că e răv iar moșul și mă duc cu el la Craiova. Da, și e rău la albătrân, prietene, aseară îl dure inima, îl doare capul pe aici. Îl doare mereu inima. Mereu, iarăși inima. Da. Mergem să vedem ce facem. Nesărate, am dat și degeaba. În loc să-și revine, mai e de tot pică. Mai e de tot pică. Lasă că te faci bine cu și mai... Nu mai fi supărat așa și nu știu. El și se mai sperie când aude că așa. Nu m-am supărat nici tu pe mine, lasă-mă. Da. Nici ceasul meu cu alea nu e bun. Eu mai iuresc câteodată, n-ai văzut? Da, să fii cu mintea acasă până vin eu. Da, nu mai fă-i supărări cum mi-a făcut mie ieri. Unde mergi? Ajută-o pe mamă ta. Ajută-o pe că bunica merge cu mine. Aș vrea să merg și eu, dar nu știu, am loc. Mai fi loc. Învârți-l pe... Uite, îl încalță mama pe albătrân. Nu încalță, că și el a făcut de toate. Da. Și ce, Genisă, gata, am cerut scuze de la tine.
Jenny, te împaci cu bunicuța. Se împacă cu tine. A știut cuvântul ăla. Iartă-mă, iartă-mă, iartă-mă. Apucă-ți tu de analiză de ghieta cu ieșeala. Iartă-mă, Denisa mea, iartă-mă, scumpița mea. Că am fost tare supărată. Moșule, te mai doare inima? Mă lăsă o țără inima. Degeaba, tot. Lasă-mă că te duc la doctor al bună acum. Ia, tu și de frică tu faci așa, cum fac eu câteodată. Da. Cred că stresul ăla. S-a panicat de aia. Da, un stres ăla, câteodată da un stres. De da un panică. Da, mamă, ca să nu te murdărești pe pantaloni. Mă, dință, ce-mi făcuși? Mă, Ioane, lasă așa. Mă iau că... Mă ia, lasă așa, stai așa. Până vin eu să-mi faceți un castron de gogoș, că vin flămândă. Da. Să-mi faceți o cană mare de cafea atâta, că nici nu beui cafea astăzi, e supărarea moșului. Da, da. Să-mi faceți o canistră de ciorbă atât așa. Să-mi frigeți niște vinete o grămadă așa. Da. Să-mi puneți niște roșii o coș așa. Și le lăcă cândă și eu. Da. Până vin eu de la Craiova. Mă duc cu tata, cu bunica ta. Dar cred că merge și Doru. Dacă merge și Doru, să merge. Eu n-am unde, că aș vrea și eu să vin, dar n-am loc. Unde s-a deschis acum, nu? Unde? În mall. Mergem. Marge să te duc la mall? La mall? Nu, nu, la nu. La mall? Nu. E, ziceți, voi că nu vă... S-a deschis nou mall mare de tot. Dar da. Zice, vedeți că voi ziceți că nu mă supărați, dar când am eu supărare în sufletul meu și inima, voi mai îmi băgați altă supărare? Păi merge cu mine la mall acum. Da. Să-ți iau... Ce să-ți iau? Pești a fumat. Nu. Da, ce să-ți iau? Scoici. Să mi-i și mie haine. Haine. Hai de mine și de mine. De haine ne ardem. Uite, ne arde de moșul culeasă. Moșul, iarăși bolnav. Ce să mai zic, asta e. Hai, prieteni, că mai revenim. Burțuc, unde mergi? Uitați, prieteni, câinele, că... Lasă-mi, că așa pleacă câinii, așa să duc pe partea afară, să duc, vin. Revenim, prieteni. Gata, prieteni, plecăm acum la Craiova. Hai, fiți cu mință acasă, hai. Hai, Ioan. Hai, da. Gata, prieteni, am plecat. Revenim de pe drum. Gata, prieteni, am revenit. Am plecat la Craiova. M-am dus și eu. De ce ai dus cu noi? Că trebuie să pui ghipietul ăla. Aha. Da, că n-are și să-l pune. Tu te descurci la telefoanele ăștia, numai tu. Noi nu putem. Eu am spus că nu pot să descurc, să-l dau drumul, să-l pun la urechi. Bine, am revenit, am ajuns aici la cardiomed, unde a zis un doctor. Uitați. Da, da, aici este moșule. Am ajuns aici. Salutăm, dragi prieteni, aici am rămas pe canalul de YouTube, mă ne vedem mâine la un nou vlog, o să vorbesc, o să-mi venim.